Salut, prieteni! Astăzi o să vă fac sosul ragu cu spaghetti. Deci, sacrific 2 burgeri pentru cărniță, 2 cepe, un morcov, țelină, sare și piper, ulei de măsline, vinuț, sosul de roșii și spaghetile. Toate legumele le dăm pe rozătoare prima dată și le pregătim pentru oală. Deci, avem morcovul ras, țelina rasă și ceapa date toate pe rozătoare și prima operație o să punem cărnița noastră de burger la prăjit în tigaia noastră, crăticioasă, da? Bine. Dăm drumul la foc. Un pic de ulei de măsline. Așa. Am dat focul la mai mic și burgerii noștri se vor transforma într-o cărniță prăjită care va fi combinată cu vinuțul, cu ceapa, cu morcovul, țelina și sosul de roșii. Ok. Îl punem și pe al doilea. Și în punctul ăsta începem să mărunțim. Cărnița se va prăji un pic până schimbă culoarea spre... se observă la ochi. Când începe așa să schimbi culoarea, să o facă mai deschisă, după vreo 4 minute de prăjit, atunci adăugăm vinul. Prieteni, cărnița mea s-a schimbat la culoare, cum vroiam. Acum intervine în acțiune conul vin. Avem aici 3 sferturi de păhăruț. Delicios! Așa. Și lăsăm un pic să fiarbă. Dăm focul mai tare un pic. Și la alegerea noastră, dacă vrem, merge și un cățel 2 de usturoi. Ok. Și lăsăm să fiarbă până scade vinul și dă aroma cărnii. Da? Prieteni, vinul aproape a scăzut. Acum, în acțiune, intră morcovul, țelina și ceapa.
totul se amestecă și lăsăm la călit circa 5 minute. Deci nu pot să vă explic ce culoare am în cratița mea. Ia uitați. Dacă e nevoie, picurați un pic de apă. Este necesar, da? Adăugăm un pic de apă. Și lăsăm să fiarbă după cum am spus. Maxim 7 minute, 10 minute. După cum vedeți, nu mai pun nimic, rozmarin, alte condimente, cimbru, nimic, doar atât. Morcov, țelină, ceapă, cărnița, un pic de usturoi la aprecierea voastră. Piper. Și sare. Prietenii mei, deci așa arată cratița mea. Ia uitați ce bine arată. Acum intră în scenă sosul de roșii. Sosul de roșii, care împreună cu ce am eu aici o să stea cam o oră jumate. Odată. Se desface cam greu, dar trebuie să-l desfacem. Ok. Deci avem cam un litru de suc de roșii. Amestecăm bine. Și uite, așa am obținut o pastă omogenă. O să vă arăt și vouă imediat. Ia uitați. Adăugăm un pahar cu apă și lăsăm o oră la fiert. E greu? Nu e greu. Un like, o apreciere, un comentariu. Vă aștept cu drag. Prieteni, mâncărica noastră fierbe. Ce vreau să vă zic? Băi, prieteni, un patron adevărat de restaurant trebuie să fie și bucătar. Să stea pe între clienți, să explice cum a făcut mâncarea, să-i povestească, a pus suflet, ingredientele alea, să-l facă pe client să mănânce cu poftă, să-i facă capul, mintea, deci nici să nu guste, dar deja să aibă un spectacol în cap ăla de gusturi, de arome, de... Că... Așa să fii un patron de restaurant în neștiință de cauză, ce să pune în mâncare cu așa, să faci numai restaurant comercial să câștigi bani, ești un șoareci. Îți pui bucătare să-ți lucrezi, nu știu cât își dă aia interesul, doar să fii un fanatic de bucătărie ca să fii el cu capul acolo, dar dacă faci tu cu mâna ta, acolo este adevărat sens al muncii tăi, satisfacția ta. Asta este părerea mea. Dacă mă contrazice cineva, lăsați-mi acolo comentarii și îmi spuneți voi, băi, ciricliule, n-ai dreptate.
Dar eu unul sigur am dreptate. Să fiu eu cu clientul acolo, să-i explic, să-i mai povestesc una alta. Da, bă, prieteni. Din când în când mai gustăm. Adevărăciunii. Mamuleu. Prieteni, iesi. Prietenași, sosul ragu este gata, spaghetele sunt la locul lor. Nu ne rămâne decât rezultatul muncii noastre. Ia să vedeți voi ce. Mănâncă ciricliu și mâini din sosul ragu. Voi puteți să-l faceți cu orice, cu pene, puteți să faceți și... Aveți mai multe opțiuni, caneloni, dacă știți cum să prepară și aia. Da? Lasagna. Puuu, ce e aici, prieteni? Ziceți voi de ciricliu. Ha! Ia veniți voi cu abonare acolo, cu un like, comentarii. Și distribuiți așa mai mult. Ia uitați, prieteni, ce spectacol! Bono, bono! Ne auzim, prieteni! Pa!